sell out, o cifră de afaceri, că nu, o cifră de afaceri care este în regulă, crește cu 5%. Dacă vreau să accelerez un pic, ar trebui tot timpul să mă gândesc că din ceea ce vreau în plus trebuie să cresc costurile. Investiție. Afle mai multe lume Marketing. despre tine, da. Investiție. Atenție, Investiție, da, atenție, e nu-i foarte cost. important. Investiție. Marketingul nu este cost. Dacă priviți marketingul ca și cost, degeaba faceți business. Marketingul este investiție. Cât bag în marketing versus cât trebuie să-mi iasă. Și marketing, iarăși, o altă plângere. Am băgat 3 luni, nu a ieșit nimic. Ai băgat 3 luni în ce? În marketing plătit. Păi da, dar marketing nu înseamnă doar marketing plătit. Mă repet încă o dată și zic mai rar. Marketing înseamnă carte de vizită, telefon, agent de vânzări, cine îmi procesează lead-ul, curentul pe care îl plătesc ca să țin laptopul în priză, hostingul ca să am adresă care să nu fie arond Yahoo și să fiu penibil, site-ul, mentenanța site-ului dacă există și așa mai departe. Costurile cu marketingul nu sunt doar agenția de marketing și reclamele plătite. Costul de marketing, costul, dacă te uiți la el ca și cost, este mult mai mare. Dar el trebuie privit ca și investiție, nu ca și cost. Dar că nu este. De la întrebarea pe care...